Doamnelor, domnilor, Ovidiu Comor, din prietenul nostru, are o relație specială cu Florin Mureșan, care este fratele lui, pentru că Florin are un eveniment interesant acum pe aproape în Deva, ei sunt ardeleni. Neapărat, Ovidiu îi întinde o mână de ajutor, că așa fac frații între ei. Se cântă chiar acum la Neața și se povestește mai apoi, vă rog. Dacă ar fi s-o iau de la început, nu cred că aș mai schimba nimic din ce-am făcut. Iar dacă viața mea a fost să fie așa, sunt fericit și n-am ce regreta. Ți-aduce aminte că ți-am spus cândva că viața-ți dă de toate, dar tu decizi ce-ai vrea. Să nu vrei niciodată să-ntorci a vieții roată. Destinul tău e scris și nu-l poți schimba. Steaua ta va lumina oriunde-ai fi și drumul tău îl va vedea chiar de noapte sau de zi. Sunt zile când n-o vezi, dar trebuie să crezi că ea va străluci în univers. Anii au trecut, parcă a fost un vis. De-acum începe viața fără niciun risc. Voi spune tot ce simt, eu nu mai vreau să mint. Nu am ce pierde și nu pot să mă mai schimb. Steaua ta va lumina oriunde-ai fi și drumul tău îl va vedea chiar de noapte sau de zi. Sunt zile când n-o vezi, dar trebuie să crezi că ea va străluci în univers. Steaua ta va lumina oriunde-ai fi și drumul tău îl va vedea chiar de noapte sau de zi. Sunt zile când n-o vezi, dar trebuie să crezi că ea va străluci în univers. Steaua ta va lumina oriunde-ai fi și drumul tău îl va vedea chiar de noapte sau de zi. Sunt zile când n-o vezi, dar trebuie să crezi că ea va străluci în univers. Ea va străluci în univers. O să Dimineața! Nu-mi pare străin, doi frați care cântă și eu cânt cu fratele meu și știu că cel mai bine se armonizează frații. Da, și cel mai greu de mixat, frate. Seamănă vocile. Seamănă vocile, exact. Seamănă vocile. Noi am venit cu acest cântec în premieră la voi și vreau să anunțăm un eveniment foarte important care are loc pe 11 februarie la Deva, la Casa de Cultură. Participați Florin, amândoi. Florin va fi aniversat, împlinește 50 de ani. Da, cel mai mic din familie face 50 de ani. Și va fi un spectacol cu...
iar 30 de ani am trăit prin muzică și de aceea m-am gândit să încurunesc cumva activitatea. De ce spune doar? Da, pentru că e mai aproape de casă, pentru că mi-am dorit ca devenii mei să se bucure de muzică bună, așa cum se bucură de fiecare dată, îi apreciază muzica de calitate, cu melos, cu versuri desprinse din poezie, cu orchestrații complexe. Exact. Ovidiu invitat? Ovidiu invitat, cum ai spus și alți invitații, Ozana Barabancea, nașa mea de cununie, Marian Angel, colege de la teatru, Roxana Olșanski, Adriana Trif, Adnana și surpriză. El a fost angajat la teatru de revistă din Deva foarte mult timp și ne bucurăm că vom fi împreună la Deva. Vă așteptăm sâmbătă la orele 18.